carte, Ben Carson se adresează direct atât tinerilor cât și adulților pentru a-i motiva să-și atingă scopurile în viață. Autorul provoacă pe cititori să-și facă o autoevaluare pe baza unor întrebări de genul: de ce am fost creat și pentru ce am fost creat? Răspunsurile pot ajuta la schimbarea viziunii despre viață. Ben Carson povestește încercările prin care a trecut de-a lungul carierei sale de medic neurochirurg. Situațiile trăite cu familiile pacienților sau chiar pacienții i-au schimbat modul și perspectiva de a vedea lumea. Totul a fost posibil cu ajutorul credinței sale în Dumnezeu, care poate face minuni. De exemplu, în carte găsim relatată o întâmplare despre cum elevii dintr-un liceu nu foarte bine cotat și-au schimbat perspectiva asupra vieții pe baza experienței povestite de Ben. Dumnezeu l-a ajutat să-și realizeze visul pe care îl purta în inima lui de când era mic. Acesta ne mai povestește despre nenumăratele operații de hemisferectomie și de hemisferectomie subtotală, pe care le-a dus la bun sfârșit. Au fost și eșecuri, dar Dumnezeu l-a ajutat să meargă mai departe. Chiar dacă a văzut cum unii pacienți nu s-au mai trezit după, Ben a continuat să lupte pentru salvarea altor. Dacă citești această carte, ai să-ți dai seama că poți să alegi o carieră din milioane de domenii, dar când o vei găsi pe cea predestinată ție, ai să știi că de acolo începe cu adevărat viața. Te invit să citești cartea Gândește cutezător de Ben Carson.